Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Așa cum majoritatea microbiștilor știu, pe firmamentul Buzoian a mai apărut o echipă de fotbal, o echipă care se vrea a fi succesoarea Gloriei Buzău, fără să aibă neapărat legătură cu fostul club al Buzăului. Aseară, debut cu dreptul în Liga 5-a, într-un meci cu atmosferă demnă mai degrabă de o ligă superioară, zice. Pe nocturnă, 3-0 cu Viitorul Vernești, așadar cei care au fost la meci, dar și cei care nu pot vedea imaginele la noi, la jurnalul Campus TV. În studio sunt prezenți președintele, dar și antrenorul noii grupări fotbalistice, domnul Ionel Turturică și fostul capitan al Gloriei Buzău, Gabi Ibriș, care aseară cel puțin s-a aflat într-o postură destul de ingrată, în sensul că trebuia să arbitreze, să conducă de pe tuș o echipă cu 6 antrenamente. Cum a fost aseară? Domnul Turturică, că iată, o luăm așa, ierarhic. Ce să vă zic, bine v-am găsit la această emisiune și salut și eu telespectatorii dumneavoastră. Și pot să vă spun că a fost o atmosferă frumoasă, plăcută, distinsă și cei care au fost la meci pot spune că au plecat satisfăcuți, părerea mea. Ce i-a atras mai mult pe buzoieni? Nocturna. Sau a fost un cocktail așa, un cumul de factori? A fost nocturna, a fost faptul că s-a jucat pe Gloria, a fost faptul că era echipa nouă? Pentru că am văzut totuși, la un meci de divizia 5-a, 300 și ceva de inși, până la urmă e un record pozitiv. Mie că peste 2-3 etape vă bateți cu Timișoara, cum aveau băieții de la Timișoara, vreo 1000 de inși și tribună. Da, putem spune că am venit pentru primul meci nepregătiți, cu spectatorii, cu galeria, n-am avut timp să ne pregătim în sensul acesta și sincer să fiu, mi-aș fi dorit ca să am așa o ocazie să chem galerie, să strâng niște spectatori care să formăm o galerie, să avem niște suporteri, să ne întâlnim în cursul săptămânii cu ei, lucru care pe parcurs îl vom face. Și de ce nu? Încet, încet, încet se va rezolva și problema aceasta. Dar acum, deocamdată, de-abia am avut timp să pregătim echipa cât de cât și zic eu că s-a prezentat bine pentru primul meci. Practic, publicul larg, buzoian, microbiștii, numai cercurile inițiate știau că se coace ceva. Publicul larg a aflat săptămâna trecută despre înființarea noi echipe, dar și despre meciul programat. Da, pentru că mai ales că primul meci fusese amânat cu Rapid Mătești. Da. Până la urmă, zic eu, în contextul ăsta, prezența a fost destul de semnificativă. Da, și chiar ne-a bucurat atât pe noi cât și pe tinerii fotbaliști care i-am avut. Tot stafful au fost toți mulțumiți și satisfăcuți de atmosfera care a fost și de ce nu și de felul cum ne-am prezentat și noi. Și dacă mulțumesc de cu această felul ocazie. Cum v-ați prezentat, trebuie să le felicităm pe Gabi Ibriș. Da. O emisiune ingrată pentru un antrenor să preia o echipă așa foarte, foarte repede, o echipă foarte tânără în primul rând, cu 6 antrenamente, spunea, și 2 meciuri amicale. Exact. Înainte de a trece la precizări, îmi permit să-i salut pe telespectatori. Și revenind la întrebarea dumneavoastră și la afirmația dumneavoastră, vreau să vă spun că este un risc pe care l-am asumat și pe care îl reiterez acum. A fost un lot heterogen, un lot care s-a stratificat pe ultima sută de metri, dar până la urmă am reușit să grupăm niște jucători, câțiva jucători cu experiență și un numeros grup de tineri jucători. Vreau ca publicul să știe că noi, acum, acest grup, punem mare accent pe dezvoltarea jucătorilor tineri, implicit a grupelor de copii pe care domnul președinte Turturică le-a preluat de la Gloria. Iar ca și soluție concretă la echipa mare, avem 13, rectific 13, nu 11, jucători cu vârste între 17 și 19 ani. Iar cel mai în vârstă, 27, 25, o plajă de 3 jucători de 21 și 23 de ani. Fie vorba între noi, bine, aseară mi s-a părut că și adversarul, deși până la urmă era liderul la zi, prestație modestă a adversarilor, ca să zicem, sau a fost meritul mai mare al elevilor dumneavoastră? N-aș spune că a fost chiar o prestație modestă. Aș vrea să spun că încărcătura psihică pe care am resimțit-o cu toții la meciul de aseară s-a transpus și în teren. Au fost evidente în unele momente lipsa legăturilor de joc, lipsa omogenității pe care mi-o doresc să o avem, dar nici adversarul n-a fost unul de slabă calitate. Au fost și ei o echipă care s-a străduit, o echipă puternică a seriei
și care cu certitudine va avea parte de un traseu meritos în campionat. Îmi spune cineva, îmi spune un telespectator și le mulțumim pentru mesaje, s-au speriat cei de la Verniș de Nocturnă. Să știți că, da, sunt unele echipe care nu sunt obișnuite să joace nocturnă, presupun că nici mulți dintre elevii dumneavoastră nu erau foarte obișnuiți, sunt multe echipe care pur și simplu își pierd reperele într-un meci cu nocturnă. Dumneavoastră știți foarte bine despre ce vorbesc, fiind fost fotbalist. Și ne mai întreba cineva... o întrebare la adresa drumului Turturic, că toată lumea a văzut și la noi pe imagini, pe site, o să vadă și în jurnal, la stadion a fost prezent și edilul șef al orașului, dar și mulți oameni de fotbal. Ce ați vorbit cu domnul Toma? Așa, printre... Nu pot să vă spun prea multe ce am vorbit, pentru că discutam despre meci, discutam despre fazele care erau, despre anumiți jucători care și dumnealui i-a plăcut. Sunt sigur că ați vorbit și despre sistemul pus de aplicare de domnul Ibriș. Bineînțeles că am vorbit și discutam acolo, dacă făcea așa, ar fi făcut mai bine, după părerea noastră, nu știu, dar discutam și noi acolo. Ca întotdeauna, specialist în tot timpul și peste tot. Exact. La un moment dat s-a adus vorba de să se știe că acum practic este... și teoretic este imposibil până la nouă buget ca primăria să se implice. Bănuiesc că s-a vorbit și de implicarea primăriei așa. Nu, am vorbit chiar printre absolut pipețe. Nimic la capitolul ăsta. Singurul lucru care l-am vorbit, noi, adică am spus că a fost primul meci pe Gloria și am zis că eventual fiind toamnă, începe și vremea mai rea, cu ploi, cu astea, cred că vom juca pe Metalul, începând de aici încolo. Și dumnealui chiar a zis, eu zic ca să o țineți tot pe Gloria, uitați ce atmosferă frumoasă, uitați câți oameni sunt în tribună și chiar ar fi bine ca să o țineți în continuare, să jucați tot pe Gloria, tot în nocturnă, și dumnealui a apreciat lucrul acesta și mă bucur. Evident că pe Gloria și facturile sunt un pic mai mari. Da. Pe de altă parte, pe Metalul știu că sinteticul ăla este destul de obosit în urma asului, se știe că se antrenează pe el vreo 6-7 grupe de juniori, plus că joacă și cei de la Metalul. Când am fost la ultimul antrenament, am văzut că sinteticul e destul de ros. Da, așa este, dar oricum, mai merge. În campionat am putea să-l mai jucăm, nicio problemă și noi acolo, dar faptul că a fost bine și frumos în nocturnă și pe Gloria, s-ar putea să mai continuăm pe Gloria. Am văzut la un moment dat, chiar îmi spunea colegul meu Șerban Viorel, care are un simț al observației foarte bun, gazonul din fața porții, presupun că a fost schimbat, nu știu. Da, deci l-am schimbat cu 2 săptămâni, deci a avut exact 16 zile. Oricum, deci terenul de pe Gloria la o inspecție așa, la nivelul terenului, arăta foarte denivelat, adică și ăsta ar fi putut fi un impediment. Pentru un teren de Liga 5 s-a arătat impecabil. Impecabil. Deci, vă spun, adică din punctul nostru de vedere, consider că a fost foarte, foarte bun și nu vă ascund faptul că anul viitor terenul va intra în reparații capitală. Da, o întrebare pentru amândoi invitații. Știu că s-a hotărât înființarea noului club destul de târziu. Da. Dumneavoastră îmi spuneați la un moment dat, de fapt ne spuneați nouă presă la o conferință de presă, că ați fost plecat peste graniță și sunteți oarecum dezavantajat de faptul că ați început mai târziu. Evident, și domnul Ibriș este dezavantajat pentru că perioada de omogenizare a echipei ar fi fost mai mare. Ați preluat grupele de juniori ale Gloriei. Da. N-ați putut, în schimb, să preluați grupa cea mai mare, care ar fi putut aduce până la urmă un aport. Au fost alții mai iuscă decât noi, au făcut-o la timp, noi ne-am făcut-o la timp și totuși noi pot să spun că au fost totuși de înțeles și ne-au dat anumiti jucători din jucătorii care i-au luat de la grupa domnului Costi Căstan și al domnului profesor Anton și din jucătorii respectivi ne-au dat niște jucători. E vorba despre domnul director Cighier de la DPS. Deci până la urmă ați ajuns la o înțelegere. Da, am ajuns la o înțelegere și ne-au dat niște jucători cu care putem să ne, zic eu, să ne facem treaba pentru etapa asta. Domnul Ibriș, dumneavoastră v-ați propus, ne-a spus presii, v-ați propus promovarea în contextul jocului de aseară, în contextul potențialului echipei, pentru că una este jocul de aseară, una este potențialul. Cum vedeți realizarea acestui obiectiv stabilit? Este el realistic sau nu? Și în contextul, să nu uităm și de adversarii din seria întâi. Sunt convins că el va fi atins cu certitudine, nu există dubiu. Deci noi nu avem altă variantă decât acest obiectiv, să promovăm.
cu certitudine nu vom fi primiți cu flori și cu aplauze peste tot. Ăsta e un lucru pe care le-am explicat băieților și ei sunt convinși că așa se va întâmpla. Referitor la potențial, sunt convins că ceea ce ați văzut aseară este doar o mică parte. Este un grup care mustește de talent, dar care este încă nepregătit și foarte eterogen, atât din punct de vedere al pregătirii, cât și al capacităților psihice. Pentru că oamenii, băieții au venit de la un anumit nivel, acum li se cere cu totul altceva, încercăm să le imprimăm acest lucru și eu sunt convins că pe parcurs veți vedea o echipă nu numai disciplinată și organizată, dar o echipă valoroasă. Da. Ne mai scria cineva care ar fi adversarele FC Buzău la promovare. Știm că acum e un sistem destul de complicat, în sensul că se califică prima echipă, iar a doua dă baraj cu penultima clasată în Liga 4-a, parcă. Care sunt adversarele dumneavoastră în cursa asta pentru promovarea în Liga 4-a? Deci eu văd chiar și Verneștiu, chiar dacă este echipa a doua, știți că este echipa a doua Viitorului Vernești, are mai mulți jucători din care joacă în Liga 4-a și consider că aceasta este una dintre echipele cu care ne vom bate la promovare. De asemenea, nu este de neglijat nici echipa din Tisău și nici cea din Stâlpu. Unirea Stâlpu. Da. Deci mai sunt și altele, dar în mod deosebit eu cred că dintre acestea patru se vor bate la promovare. Aceasta e părerea mea. Vine și Zoreștiul, bine, care și ei au 6 puncte. Vom avea duminica viitoare la ei și va fi un meci greu, dar cred eu că vom reuși. Da, mă uitam pe imaginele de pe PIP, chiar surprinzător, foarte, foarte multă lumea seară. Da. Eu a zice chiar peste media cu care era obișnuit stadionul Gloria la ultimele meciuri ale defunctei Gloria Buzău, adică Gloria nu avea foarte des 350 de spectatori, știu că a avut toată cu Brăila, îi număram așa pe degete, am fost să comentez un meci acolo, din păcate. Vă așteptați până la urmă la primirea asta de la publicul buzoian? Pentru mine, să vă spun, a fost o surpriză. Chiar dacă a fost duminică, chiar dacă ați avut parte de o vreme frumoasă. Deci nu mă așteptam pentru simplu fapt că nu am anunțat și nu am vorbit cu... Adică prea puțin am reușit pentru că am avut foarte multe lucruri de rezolvat săptămâna trecută. Și nu am avut timp ca să mă ocup de lucrul acesta, nici publicitate, n-am pus niciun afiș, n-am pus absolut nimic. Doar am făcut conferința de presă care am organizat-o în ziua aceea și atunci am anunțat că vor începe. Și asta a fost singurul apel care l-am făcut către buzoieni. Și vă dați seama, unii au putut, unii au auzit, unii n-au auzit, chiar am avut și persoane care au aflat din știrile dumneavoastră despre acest meci și m-au sunat că de ce nu le-am spus, că de ce nu i-am invitat și așa mai departe. Până la urmă, cei care au ajuns la stadion nu au avut absolut nimic de pierdut. Nu au avut de pierdut și, ba, din contră, au avut o atmosferă frumoasă. Domnul Ibriș, îmi spuneați dumneavoastră că trebuie să menegeriați un lot foarte, foarte, foarte tânăr. Cum vă veți descurca în contextul în care noi știm cum se joacă prin județ, foarte multe echipe și dumneavoastră o spuneați, nu o să vă primească cu flori. Domnul Tuturică chiar are experiențe neplăcute cu Viitorul Buzău, se joacă tare județ, ca să nu o spunem altfel. Este într-adevăr o problemă care trebuie să o gestionăm de așa manieră încât copiii aceștia, alături de cei care au ceva experiență, să se poată adapta și să poată față rigorilor unei lige a cincea, unde, într-adevăr, să pârjolesc câmpiile, nu? Să otrăvesc fântânile. Dar, altfel, în altă ordine de idei, ținând cont de faptul că i-am ales, că sunt alături de noi, n-au altă șansă. Trebuie să se adapteze, trebuie să se întărească și trebuie să facă față acestui nivel. Pentru că, valoric, ei sunt peste acest nivel al competiției. Este o problemă doar de motivație și de concentrare. Și eu sunt convins că vor face față. Practic ați avut un prim examen trecut cu brio. Trebuia să spunem de fapt că debutul a fost cu stângul, nu cu dreptul, un titlu de pe burtiere, pentru că primul gol chiar a fost o execuție ieșită oarecum din sferele ligii a cincea. Chiar dacă îmi spuneați dumneavoastră că la un moment dat a fost o deviere, știți cum e, un adevăr frumos, un adevăr lui strică o știre frumoasă. Golul de unde l-am filmat noi este fabulos, chiar o să-l vadă pentru curioși să urmărească jurnalul Campus TV. Mai aveți 25 de teste de trecut.
că sunt 14 echipe, 28, se scad 2-26. Cum vedeți? Că până la urmă și pentru copiii ăștia, ei sunt copii, nu sunt fotbaliști, foarte mulți dintre ei încă sunt la stadiul de adolescență, să zicem. Cum vedeți? Asta e și un test de anduranță pentru ei. Cu certitudine este un test de anduranță, dar atât pentru ei, cât și pentru noi ca staff, cât și pentru conducere a unui club care, domnul Tuturic a precizat și a spus foarte clar, s-a născut într-un timp foarte scurt, destul de greu, dar spre final am început să simțim că oamenii chiar ne apreciază această inițiativă și ne sprijină. Eu sper ca până la final, sau cel puțin până la sfârșitul acestui tur, când vom avea o imagine clară a ceea ce putem noi ca lot și ca atitudine de echipă care își dorește o performanță, fie și ea de acest nivel de Liga a 5-a, sper că atunci să tragem linie și să suntem convinși că vom reuși ca dintre cei 22 de băieți care compun în acest moment lotul echipei FC Buzău, să fim convinși că o mare parte din ei vor face față cu brio și ne vor ajuta într-un anumit moment sau altul să ne îndeplinim acest obiectiv. Și tot pentru dumneavoastră ne întreabă cineva, chiar aveam și eu pregătit, vreau să vă întreb, eu zic, sau cel puțin, din ce s-a văzut aseară, băieții ar face față cu brio și în Liga a 4-a, ba chiar undeva foarte sus. Pentru că în Liga a 4-a se știe, sunt la nivel de Buzău, e Metalul, este Berca și după aia se mai disipează valurile. Se mai diluează, într-adevăr. Așa este. Dar cu mica sau cu precizarea firească, că această echipă trebuie pregătită, trebuie motivat, în primul rând, mental și diferența, le-am spus-o și lor și o fac și acum publică, diferența între fotbaliști de calitate și cei care sunt acum la Liga a 5-a sau a 4-a, o facem în primul rând pregătirea psihică, pregătirea mentală. Calități tehnice există, fizice vor fi îmbunătățite, ce le mai rămâne de făcut atunci? Să se exprime la ceea ce pot și ceea ce știu să fac. Pentru domnul Tuturic, spuneați dumneavoastră că sunteți deschis la orice colaborare. Aseară, la meci, nu știu, după meci, care au fost ecourile, măcar la nivelul oamenilor de afaceri din Buzău. Ați primi pe cineva, un om de afaceri, să vi se alăture? Chiar mă întreabă cineva, mai vin sponsori? Deocamdată dumneavoastră sunteți unii cu sponsori. Suntem cu brațele deschise. Sunt împreună cu domnul Mihai Negoiță, care îi mulțumesc acestui om, pot să spun, deosebit, care a fost alături de mine și cu alte ocazii și este și de data aceasta. Și pe lângă dumnealui, încet, încet se mai apropie și alții. Cel puțin aseară am avut semnale că sunt oameni care vor să ni se alăture. De asemenea, nu vă ascund faptul că am avut chiar și de săptămâna trecută promisiuni de la anumite persoane, oameni de afaceri din Buzău, care cu puținul lor au spus că vor să sprijine această echipă. Sunt sigur că vor veni, dar mai târziu. Nu acum la început, pentru că sunt mulți care sunt sceptici. Păi de ce sunt sceptici? Dumneavoastră spuneați foarte clar că echipa asta nu are niciun fel de legătură cu Gloria Buzău. Deci nu are nicio legătură, doar atât că jucăm pe Gloria Buzău și nu e nicio problemă. Din punctul meu de vedere, acest stadion și la Gloria Buzău. Eu am fost membru fondator, am fost în Consiliul de Administrație, am fost secretarul Consiliului de Administrație atâta timp. Când a fost de lucru ceva pe aici, oamenii mei veneau și făceau tot ce trebuia să facă pe aici, indiferent că erau plătiți sau neplătiți. Deci am sânge roșu-albastru în mine și tot aceste culori va avea și acest club. Și chiar dacă sunt stelist, chiar dacă sunt Barcelona, tot roșu-albastră sunt. Da, mă întreb cineva a plătit curentul, adică energia electrică, presupun, pentru disputarea acestui meci de Liga a 5-a. Deocamdată eu îl plătesc. Deci dumneavoastră vă vine factura frumos și da, plătiți. Nu, că bănuiesc că deci mai toate sunt cheltuieli, deci toate cheltuielile care sunt, inclusiv pentru că am jucat acest meci pe Gloria, nu l-am jucat degeaba. Nu mi l-a pus cineva la dispoziție, e domnul Tuturică, are atâtea datorii la Gloria Buzău, în contul datoriilor de la Gloria Buzău, îl lăsăm să discute meciurile pe Gloria Buzău. Nu,
Deci la mine eu am plătit inclusiv și tunsul și iarba care am adus-o la port și tușatul și tot ce a fost, nimic nu, și ștersul scaunelor. Nu vă spun că am mers personal ca să le șterg. Da, buzunarii trebuie să înțeleagă. Bine, sunt unii care chiar nu știu. Lumina reflectoarelor, lumina nocturne este la altă, este pe alt sector, să zicem, decât Gloria Buzău, decât stadionul în sine. Noi am făcut o conferință de presă joi sau miercuri pe întuneric. Da. Adică reflectoarele pot fi aprinse, pot fi stinse, factura vine doar cât funcționează. Exact. Plătești și ai curent. Da, deocamdată la Gloria Buzău, stadionul propriu zis, la vestiare, nu există, din păcate, nu există energie electrică, pentru că managementul a fost așa cum a fost timp de mai mulți ani. Să mai vorbim și despre fotbal, chiar mă întreba cineva dacă faceți față în Liga a 4-a, am vorbit despre asta, și ce vine de viitor? Păi de viitor ce să vină dacă sunt atâția jucători sub 18 ani. Bănuiesc că dumneavoastră ați urmărit și, de fapt, știți ce se întâmplă pe acolo și grupele de copii pe care le-a preluat FC Buzău. Da. Cum să vă spun? Ceea ce vine din urmă. E o întrebare puțin retorică, pentru că ca să poată veni din urmă, copiii ăștia trebuie pregătiți. Și pentru ei în vara asta a fost o traumă emoțională, pentru că dintr-o dată s-au trezit ai nimănui. Erau la un moment dat ai Gloriei, dintr-o dată Gloria a fost într-o situație delicată și pe care nu și-a dorit-o nimeni. Și au fost într-un impact psihologic. Acum s-au liniștit mental. Repet încă o dată, este meritul domnului Tuturică, că i-a preluat, a vorbit cu profesorii și antrenorii lor. Rămâne ca dumneavoastră să-i pregătească și în măsura în care unii dintre ei vor avea capacitatea să facă pasul, să vină să pregătească cu echipa mare, nu e nicio problemă. Pentru că la noi aspectul ăsta al delimitării clare între echipa mare și junior și copii va dispărea. Va fi tot timpul o colaborare deschisă, ușile vor fi permanent deschise către ei, așa că nu se va simți nimic din această prejudecată. Nu, întrebarea până la urmă, întrebarea telespectatorului este destul de pertinentă, pentru că știu cazuri de echipe ale unor cluburi cu tradiție din România, echipe care au ieșit, echipe de juniori care au ieșit campioane naționale, echipe din care niciun jucător n-a putut face trecerea către echipa mare. Adică noi în România chiar avem o problemă cu trecerea asta de la juniorat către fotbalul adevărat, exact, profesionist. Se știe că la noi în România se lasă care 22 de ani tânăr. Sunt și peste tot, în orice campionat, sunt nume care și la 22 de ani au 40-50 de prezențe în prima ligă. Corect, observație corectă. Adică mă uit la Mario Ghiotze, care are 24 de ani, acum face 25 și are peste 150 de prezențe în Bundesliga. Adică sunt 5 ani deja, joacă de la 19 ani, practic joacă meci de meci. Da, așa este, dar acolo este alt sistem, e altă mentalitate. Noi asta vom încerca să facem aici. Da, să încurajăm pe copii. Sigur. În ce scuze ne spune cineva, ne întreabă de ce nu poate intra în direct, este un număr de telefon pentru SMS, este un număr de telefon pentru direct, sunt două numere separate și probabil că de-aia. Pentru domnul Tuturică, o întrebare înainte de pauza de publicitate. S-a vehiculat mult problema unei licitații eventuale, peste, nu știu, când s-o scoate la licitații, cu activele Gloriei. Ne referim aici la siglă și la palmares. Sunteți interesați de așa ceva? Deocamdată la FC Buzău chiar n-am văzut o siglă. N-ați avut timp să construiți o siglă. Știm însă culorile. Sunt roșu și albastru. Da. Am înțeles. Și sigla este în lucru. Sigla este în lucru. Da. Am dat comandă și sperăm că într-o săptămână, două, depinde cât va dura. Eu sper să dureze mai puțin ca să scoatem și sigla. Data viitoare, când vom mai fi pe aici, să avem și sigla. Adică excludeți oarecum din ecuație și o eventuală, eu știu, rebranduire peste un an sau doi când se vor scoate la licitație asset-urile, cum spune englezia, ale Gloriei Buzău? Nu, eu nu aș spune că exclud lucrul acesta, dar nici nu spun că mă interesează la ora actuală. Pentru că îmi dau seama că acolo au fost trecute niște sume, sumele care au fost trecute acolo au fost așa din creion, și nu cred că își permite nimeni să meargă la ora actuală să liciteze pentru un brand al Gloriei Buzău, că nu știu la ce ne-ar ajuta la ora actuală. Dacă eu sunt în Liga 5, să zic că am Gloria anul viitor în Liga 4. Pentru ce? Cu ce ajută? Nu, din punctul meu de vedere, nu cred că subiectul acesta ar avea loc să-l discutăm. Adică, până la urmă, proiectul actual ar fi unul mai sănătos decât, eu știu,
o reluare a gloriei, că până la urmă... O reluare a gloriei, eu am făcut-o la timpul potrivit. Un reviriment, cum zic craiovenii, da. Că ei sunt cu revirimentul. Da. Deci eu am încercat să fac lucrul acesta cu viitorul Buzău. Deci atunci am avut Ați de gând avut să fac lucrul acesta. Fericită și da. Cu viitorul. Cu viitorul am luat-o, am dus-o la Liga 3, am jucat și în cupă până la meciul cu Dinamo. 2, aici i-am adus, a fost foarte frumos, atmosferă. Da, da, a fost și, da, și după aceea a promovat la echipa mare. A venit, m-a felicitat și pe mine că am jucat și eu pe teren atunci. Sper să mai picăm la primăvară, iar cu Dinamo să joc și la primăvară, ca să picăm în cupă, ca să îmi fac retragerea anul viitor, că fac 60 de ani și mă opresc. Păi știi că sunt la pensie în așa și de asta e să la pensie. Da, atunci să vedem. Dacă domnul antrenor mă mai ține până atunci... Dacă veniți la pregătire. Nu. Gata, de săptămâna viitoare iau pregătire. Întrebam despre gloria și despre viitor. Cu viitorul a trăit o experiență nefericită. Mai nou și Petrolul Berca, pe club care își câștigase, de fapt, dreptul de a participa în Liga 3, a fost nevoie să se retragă. Parcă la Buzău aici parcă s-a stabilit așa un plafon al performanței de care cluburile nu pot trece. Evident, știm de ce cu toții, că n-au fost bani. Chiar se oprește la bani totul? Nu totul la bani. Din punctul meu de vedere, nu au fost întotdeauna bani. Pentru că eu am vrut... Acum este a treia oară când vreau să merg mai departe și în ce locul acesta. Deci prima dată am vrut-o cu Verneștiu, atunci în perioada aceea când au fost scorurile alea astronomice și atunci au jucat ceilalți și înscriau de trei ori mai multe ca noi. Noi am înscris 7 goluri în primul meci, ei am înscris de 3, 4, 5 ori mai multe ca noi. Deci în momentul când încercai să faci ceva, veneau alții și îți dădeau la glezne, cum e vorba românească, ca să nu mergem mai departe. Și același lucru s-a întâmplat și cu viitorul. În momentul când am mers la Edilu șef din acea vreme, ne-a spus că ne dă tot concursul să mergem mai departe, inclusiv să jucăm pe Gloria. A doua zi s-a schimbat tot, la 180 de grade și ba din contră și în presă și peste tot că conducătorii clubului viitorul vor să distrugă Gloria Buzău și așa mai departe. Și atunci a trebuit să ne retragem foarte frumos, n-am mai înscris nici echipa în Liga 3-a și atunci ca să nu trăiască cineva cu impresia că noi chiar așa am avut de gând să facem. Avem un telefon, bună ziua, stăți direct. Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți și mie, domnule invitat, ce se întâmplă cu palmaresul Gloriei și va rămâne acea sigla Gloriei și cine, cum e patronată, cine administrează iarăși să ajungă sus Gloria și după aia iarăși să fie desfințată păcat ca un club după atâția ani de zile. Da, Așteptăm răspunsurile. O seară bună. Mulțumim și noi de telefon, am vorbit. Deci, până la urmă, palmaresul și culorile Gloriei sunt deocamdată... Ale Gloriei. Da, sunt, presupun, la masa credală. Da. Nu au fost scoase la licitație, din câte știu. Încă eu. Încă nu au fost. Pe 26, luna aceasta, se va judeca recursul la Ploiești, care, după părerea mea, cred că ar trebui să încheie toate lucrurile. Deci cam asta ar fi deocamdată cel puțin FC Buzău, așa cum spunea și este domnul altă Tuturică, entitate. Este altă entitate, nu are legătură cu Gloria Buzău, este un brand nou. Să sperăm că vor fi destule fonduri, că știți cum e, până la urmă se reduce la bani pentru ca acest club până la urmă să progreseze, pentru că nu putem rămâne la nesfârșit în Liga a 5-a. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minuțele.